aceste poziții, chiar dacă probabil nu este pentru o perioadă foarte lungă, pentru că ar trebui să facem și alegerile pentru orientația europeană, alegem noul PDJ. Și au fost patru poziții, una de vicepreședinte, unde a fost ales domnul Constantin Popeci, una de secretar general adjunct, unde a fost ales domnul Petre Pantalia, una de secretar executiv, unde a fost ales domnul Michi Mutoi, și una de membru, unde a fost ales domnul Pavel, primarul de la Sălbuța. Prin vot am rezultatele, dar nu cred că sunt chiar necesare. Și ultimul punct, cum știți, a fost o propunere de sancționare a domnului Geru Crișan, făcută de birou permanent județean către Consiliul de Coordonare Județean, și au fost discuții, au fost lor de poziție din partea membrilor noștri și a domnului Crișan, și pot spune rezultatul, propunerea domnului permanent județean a fost de sancționare cu trimiterea în funcția de secretar general al domnului permanent județean. Aici rezultatul este 47 contra 87 pentru, și retragerea sprijinului politic pentru funcția de deputat în colegiul Ocupăilești. Aici rezultatul este 388 la 102, tot în favoare. Asta a fost situația. Din păcate, asta au fost discuțiile întregii organizații. Aceste discuții au început încă din luna mai, după câteva declarații ale domnului Crișan. Au fost nenumărate discuții aici, în interior, ca să nu se ajungă la o asemenea situație. Din păcate, nu s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple și am ajuns până la urmă la această propunere și la concretizarea ei în Consiliul de Coordonare Județean. Concret, ce înseamnă retragerea sprijinului public? Pentru că domnul Crișan, am înțeles că pe Consiliul de Funcțiilor Publicare, de care organizativ. Dar ce înseamnă retragerea sprijinului public? Ce pierde? Din punctul nostru de vedere, domnul Crișan vorbește în nume propriu, nu mai vorbește în numele organizației PDL. Care au fost motivele? Motivele au fost nerespectarea deciziilor și hotărârilor organelor de conducere ale PDL, pentru că noi am pornit conform hotărârii Biroului Permanent Național alegerile locale. Am avut un calendar, stabilit prin decizie. La un moment dat a fost o decizie a Biroului Permanent Național să nu se mai organizeze alegeri la nivel de județ, dar să se continue alegerile la nivel local. Am prelungit termenul, tot printr-o decizie a Biroului Permanent Județean, de organizare a alegerilor în organizațiile locale, pentru că aveam mai mult timp la dispoziție. Din păcate, aceste hotărâri nu au fost puse în aplicare, în special în Băilești vorbim, chiar dacă nu știu, era secretar general și trebuia să pună în aplicare aceste hotărâri. Noi spuneam de aici că trebuie organizate alegeri, nu se spunea că nu trebuie organizate. De asemenea, au fost, știți că în statut se spune că un membru poate fi sancționat dacă a avut declarații care au adus daune partidului. Dacă vă mai amintiți acele declarații prin care se spunea că organizația Dolj este condusă de un grup restrâns de persoane și că directorii care sunt în serviciile deconcentrate sunt puși pe criterii care nu sunt conforme cu ceea ce trebuie de profesionalism și că au diverse probleme. Din păcate, oamenii au cerut, membrii noștri au cerut niște explicații la aceste declarații. Repet, în mai multe în BPJ, în Birou Permanent Județean, aici,
nu s-a avut niciun fel de explicații, ba că s-a și continuat acest lucru și atunci s-a ajuns la această situație. Nu, Bișana, dar o pune pentru cum am zis în societate, apropiat de finalism, organizația de Doci și... Nu, nu pot să spun ce avea domnul Bișan. A venit cu propunerea la dumneavoastră pentru ocuparea dintre funcții la societate? Nu cunosc acest lucru. Au fost propuneri de excludere din partid al domnului Bișan? Nu. Nu s-a pus niciodată acest lucru. Dar asta nu ce înseamnă exact la acest sprijin? Probabil nu mai propriu, deci ai nu mai... Din punctul meu de vedere, aceasta este explicația. N-aș vrea să dau mai multe explicații, având în vedere și poziția mea de președinte în Comisia Națională de Statut, în care posibilitatea de atac și atunci de aici înainte, eu aș vrea să ies. Dar va avea la posibilitatea să acredite pe același moment. Deci acest... nu, va avea posibilitatea să acredite și în ulterior partidul. Dar localitatea de domnul nu va mai oferi sprijin la viitoarele alegeri. Nu va mai putea. Depinde de ceea ce se întâmplă în viitor. Alegerile sunt totuși peste 2 ani. Dacă nu se va avea la viitoare. Depinde, în mod de față, poziția la lui și de ce spun și de anul acesta, de ce anul acesta? Eu cred că, în primul rând, depinde de el. Ce calitate acolo are domnul Mișan? El poate ataca această hotărâre la Comisia Județeană de Statut de Tipe și Dirigi. Și după aceea, dacă nu ești mulțumit de hotărârea acestei comisii, poate ataca la Comisia Națională de Statut. Acum considerați, acum am primit faptul că în timp ce organizația de la Dirigi penalizează pentru declarațiile pe care le face la funcțiile publice, conducerea partidului știind de aceste probleme din organizație, totuși desemnează să poate și fără emisiunile de la Comisia Centrală. Nu vreau să comentez acest lucru. Noi am discutat numai pe plan județean. Ce s-a întâmplat aici și la noi în Comisia? Domnul Domnul Toru, mai există deci, nu știu, cine ce președinte a Comisiei Centrală? Da, deci nu am. Sau am nicio decizie astăzi din președinte? Nu. Nu, am înțeles că au niște comentarii personale. Mai sunt alte întrebări? Cum comentați decizia președintelui și a primului ministru? Cred că președintele și primul ministru pot comenta foarte bine.